Campanie națională de donare de sânge pentru victimele din Turcia. Centrul de transfuzie din Arad este implicat în campanie și și-a prelungit programul de recoltare până la ora 17. Bugetul Consiliului Județean Arad a fost adoptat. Principala sursă de finanțare rămâne cea a fondurilor europene. Va circula un nou tren direct de la Arad până la Budapesta și Viena. Este practic primul rezultat al modernizării căii ferate Curtici-Arad-Simeria. O femeie de 50 de ani a ajuns ieri după amiază la spital în urma unui accident rutier ce a avut loc în apropierea cartierului Verde. Femeia din Zimandunou conducea un autoturism pe DN79. La un moment dat a pierdut controlul volanului, iar mașina ei a acroșat un autotren. Șoferița a fost rănită. Pompierii militari arădeni au deblocat victima din autoturism, aceasta fiind conștientă și cooperantă. Echipajul medical SAJ i-a acordat îngrijiri medicale la locul evenimentului, apoi aceasta a fost dusă la spital. Șoferul autotrenului nu a necesitat îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcool test a indicat că niciunul dintre conducătorii auto nu era sub influența alcoolului. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ajută Turcia, donează sânge. România este solidară cu victimele cutremurelor din Turcia și Siria. Ministerul Sănătății organizează o campanie națională de donare de sânge pentru victimele care au nevoie de transfuzii și arădenii sunt îndemnați să doneze sânge. Centrul de transfuzii sanguine din Arad și-a prelungit programul până la ora 17. Centrele de transfuzie sanguine din România în care se poate dona sânge pentru a ajuta răniții sunt Arad, Bihor, Cluj, Prahova, Timiș și București. Cele 6 centre și-au prelungit programul de recoltare până la ora 17 pentru a ajuta Turcia cu sânge. Ministerul Sănătății împreună cu Universitățile de Medicină și Farmacie au mobilizat profesioniștii din sănătate care doresc să meargă ca voluntari în zonele afectate. Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că pe lângă campania de donare de sânge sunt pregătite medicamente și materiale sanitare care pot fi puse la dispoziția autorităților turce. Totodată, o nouă echipă de salvatori români va merge în Turcia pentru a participa la misiunile de căutare și salvare. Premierul Nicolae Ciucă a convocat astăzi în sistem hibrid Comitetul Național pentru Situații de Urgență. A fost aprobată scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate pentru echipa de salvare ce merge în Turcia. Alături de personalul specializat din cadrul IGSU, la misiune vor participa echipe din cadrul UPU Smurd București și echipe canine din cadrul Clubului Câinilor Utilitari. Va circula un nou tren direct de la Arad până la Budapesta și Viena. Este practic primul rezultat al modernizării căii ferate Curtici-Arad-Simeria. Aradul va fi conectat la rețeaua europeană de cale ferată printr-un tren modern, partea unui amplu proiect european. Trenul va fi lansat ca parte a unei campanii de încurajare a călătoriei pe calea ferată, sprijinită de Comisia Europeană. Europa își relansează transportul de călători cu trenul, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Justin Cionca. De la Arad la Budapesta, călătoria durează 5 ore, iar prețul începe de la 115 lei la clasa a doua și ajunge la 605 lei pentru un vagon de dormit. De la Arad la Viena, călătoria durează între 8 ore și 8 ore și jumătate, iar prețul unui bilet este la momentul actual 221 de lei la clasa a doua, ajungând până la 770 de lei pentru un vagon de dormit. Prin proiectul Uniunii Europene vor fi create 10 legături feroviare transfrontaliere. Olanda, Franța, Spania, Catalonia, Occitania, Austria, Ungaria, România, Franța, Italia, Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Suedia, Cehia, Germania, Germania, Italia, Germania, Elveția și Spania, Portugalia. A devenit practic o tradiție ca în luna iubirii primăria municipiului Arad să organizeze prin Centrul Municipal de Cultură o serie de evenimente pentru arădenii îndrăgostiți. Evenimentul Îndrăgostit de Arad a ajuns astfel la cea de-a treia ediție. Atât de Valentine's Day cât și de Dragobete, platoul din fața Palatului Administrativ va fi decorat în ton cu specificul fiecarei sărbători a iubirii. Dincolo de toate cele de zi cu zi pe care noi le avem în administrație și nu o să le mai repet, vin și lucrurile plăcute, frumoase, Valentine's Day-ul și Dragobetele. Ăsta este motivul pentru care ne pregătim să amenajăm pe platoul din fața primăriei cam fiecare an un decor frumos. El se va schimba, de Valentine's Day va fi într-un fel, de Dragobete evident va fi cu mult mai multe motive românești autentice.
se vor putea face căsătorii nu doar de o zi, ci și de Valentine's Day și de dragobete, se pot întări aceste căsătorii. Vrem să și vom da drumul la un regulament, să generăm și un mic concurs a celor mai reușite fotografii, astfel încât cine se promovează și ne promovează în mod indirect orașul, să primească un mic premiu. Probabil o cină romantică, probabil un bilet la un concert, dar astea le vom preciza foarte bine în regulament, astfel încât să nu fie nicio discuție. Prin urmare, cred că vor fi zile frumoase de care ne vom bucura cu toții. Polițiștii locali arădeni au desfășurat ieri în municipiu două acțiuni. Prima dintre ele având ca scop ridicarea oamenilor străzii de pe domeniul public și transportul lor la adăpost, iar cea de-a doua ridicarea mașinilor care parchează în mod ilegal. Prima acțiune a fost legată de oamenii străzii din cauza că ne-am confruntat cu o scădere bruscă a temperaturilor, ne-am adunat forțele împreună cu colegii din DAS și am adunat ce am găsit deocamdată. Sperăm să obținem rezultate mai bune zilele următoare, în sensul de a reuși să predăm persoane care sunt destul de refractare la binele pe care încercăm să-l facem. Și adăpostul de noapte va oferi găzduire tuturor celor care nu sunt atât de norocoși ca noi ceilalți să înfrunte frigul în condiții relativ prielnice. Cea de-a doua acțiune are loc în zonele care au fost vizate de regenerare urbană, în special cartierele Micalaca și Alfa sunt de interes prioritar, din cauza că aici ne confruntăm cu o nemulțumire a celor care, pe bună dreptate, după ce au plătit niște locuri de parcare pentru un an întreg, constată că o parte dintre concetățenii și chiar vecinilor de scară beneficiază de parcări gratuite fără a lua în considerare disconfortul pe care îl generează vecinilor lor în momentul în care aceștia dimineață părăsesc parcările pe care le-au achitat și sunt nevoiți să facă manevre, uneori chiar cascadorii, pentru a părăsi locurile de parcare pe care le-au contractat în relația cu Reconso. Din acest punct de vedere, poliția locală va încerca să suplinească existența unui regulament mai sever al parcărilor rezidențiale și al fast parkurilor, pentru că în proximitatea acestor parcări rezidențiale, la câteva zeci de metri, avem fast parkuri care încă n-au fost ocupate și care așteaptă pe acești concetățeni ai noștri pe jumătate sau în totalitate contravenienți, care aleg să nu ia în considerare respectul pe care îl datorează vecinilor și altor persoane care utilizează parcările puse la dispoziție de administrație. De asemenea, ca urmare a scăderii temperaturilor, mai ales pe timp de noapte, începând din această săptămână, polițiștii locali cu atribuții de ordine publică din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad au procedat la identificarea și conducerea persoanelor lipsite de locuință găsite pe domeniul public cu autoutilitara din dotare achiziționată în acest scop la adăpostul de noapte situat pe calea Șase Vânători. Ți-e frig, așa-i? Puțin. Puțin. Vrei să mergi pe Șase Vânători acolo la adăpost? Da, dacă se poate, da. Da? Dorești? Da, cum se poate. Echipajele poliției locale s-au deplasat în toate cartierele, continuând să acționeze permanent pe toată perioada cu temperaturi scăzute, pentru a conduce persoanele fără adăpost, aflate pe domeniul public, la centrul social al municipalității, unde beneficiază de căldură, hrană, respectiv igienă personală. Direcția Generală Poliția Locală Arad recomandă cetățenilor semnalarea prezenței persoanelor fără locuință stabilă pe stradă ori în scările blocurilor dispeceratului poliției locale, la numărul de telefon 0257939, apel gratuit, aflat în regim de permanență, pentru a fi salvate de la îngheț, preluate și transportate la adăpostul de noapte. Erau ascunși în două automarfare conduse de șoferi din Belarus și Bulgaria. Este vorba despre 31 de cetățeni străini care intenționau să treacă vama fraudulos în Ungaria. Ei au fost depistați de polițiștii de frontieră de la Nădlac 2 în ultimele 24 de ore. Migranții vin din Bangladesh, Pakistan, Maroc, Egipt, Nepal și Afganistan. Unul dintre șoferii care s-au prezentat pentru formalitățile de frontieră transporta bunuri în Germania, iar celălalt se deplasa fără încărcătură spre Lituania. Migranții erau ascunși într-un loc special amenajat, în partea din față a semiremorcii, într-un perete dublu. Ei au intrat legal în țara noastră. Șoferii sunt cercetați acum pentru infracțiunea de trafic de migranți, iar migranții depistați ascunși pentru tentativa de trecere frauduloasă a frontierei de stat.
Bugetul Consiliului Județean Arad a fost adoptat. Principala sursă de finanțare rămâne cea a fondurilor europene. Peste 60% din bugetul județului merg spre investiții, aici fiind incluse și cele 80,5 milioane de lei din excedentul bugetar, care merg tot la investiții și dezvoltare, a declarat Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. În 2023 se vor finaliza cele două tronsoane de drum, Arad și Ria Pâncota și Buteni Pâncota, dar și drumurile Dieci-Dezna, Sânt Martin-Socodor și Socodor-Nădab. Se modernizează drumurile Mâsca-Măderat-Arăneag și Lipova și Ștarovăț, limită cu județul Timiș, și se începe modernizarea rețelei rutiere de nord a județului, însumând 67 de kilometri. O altă componentă importantă este sistemul sanitar, unde se vor finaliza cele două spitale noi, oncologia și psihiatria de la Căpâlnaș. Se va finaliza extinderea unității de primire urgențe și se vor demara trei proiecte foarte importante: complexul pediatric cu peste 93 de milioane de euro valoarea investiției, modernizarea întregului bloc operator, aproximativ 10 milioane de euro costă, și modernizarea pavilionului central al Spitalului Municipal, finanțat prin PNRR, în valoare de 15 milioane de lei. Bugetul pe acest an este cu aproape 50% mai mare decât bugetul inițial pe anul 2022. În ce privește fondurile europene nerambursabile, acestea reprezintă 33%. Principala cheltuială, considerată investiție cuprinsă în buget, o reprezintă cofinanțarea proiectelor europene. Cheltuielile cu personalul reprezintă doar 12% din buget. Direcțiile în care se împarte bugetul sunt drumuri județene 53% din fonduri, asistență socială 13%, sănătate publică 4%, cultură 7%, învățământ 3%, cu precizarea că fondurile pentru sănătate vor fi completate cu proiecte europene. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a oferit în cadrul unei ceremonii speciale în alta distincție doctor honoris causa profesorului universitar emerit dr. Vasile Dinu de la Academia de Studii Economice din București. Contribuția domniei sale la dezvoltarea învățământului superior, în special al celui economic, este recunoscută la nivel național și constituie un punct de referință în dezvoltarea cercetării academice în domeniul științelor economice. Și mulțumesc Universității Aurel Vlaicu pentru faptul că m-a ales să mi se acorde acest titlu de doctor honoris causa. E primul meu titlu de așa manieră și mă simt foarte bucuros pentru lucrul ăsta. S-au spus foarte multe lucruri prin laudațiu, am vorbit și eu către oaspeți, către cei din sală și m-am simțit foarte bine. Sigur că e o mare realizare să fii doctor honoris causa. Acordarea titlului de doctor honoris causa domnului profesor Vasile Dinu nu poate decât să ne onoreze și să ne bucure că astfel a intrat în comunitatea academică a Universității Aurel Vlaicu din Arad. Este un om de știință, este un om, un dascăl de talie națională și internațională, apreciat atât în țară cât și în străinătate. Îi mulțumim domnului profesor și tuturor colaboratorilor dumnealui pentru faptul că au venit alături de noi. Din comisia de laudatio au făcut parte profesor universitar dr. Radu Ioan, președintele Senatului Universității Aurel Vlaicu în calitate de președinte al comisiei, profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, academician Emilian Dobrescu și profesor universitar dr. Habilitat Dan Cristian Dabija de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în calitate de membri. Conform datelor recensământului populației și locuințelor, aproape jumătate dintre arădeni nu au fost niciodată căsătoriți. Din populația rezidentă a județului Arad, 46,5% dintre persoane au starea civilă legală de căsătorit sau căsătorită. Sunt căsătoriți 93,8.000 de bărbați și 96,7.000 de femei. Nu au fost niciodată căsătorite 40,4% dintre persoane, dintre care 86,8.000 de bărbați și 79.000 de femei. Persoanele văduve reprezintă 5,5% din totalul populației rezidente a județului cu discrepanțe pe sexe, 1,9% din populația masculină și 8,9% din populația feminină. Persoanele divorțate reprezintă 7,6% din totalul populației rezidente a județului pe sexe, 7,4% din populația masculină și 7,7% din populația feminină. În calculul făcut
trecut de Direcția Județeană de Statistică au fost luate în considerare și persoanele care nu au împlinit încă 18 ani. Astfel se explică procentul atât de mare al arădenilor care nu au fost niciodată căsătoriți. Stai la bloc? Atunci ar trebui să știi aceste reguli, asta ca să nu primești amendă. În primul rând, chiar dacă ești proprietar, nu poți să faci ce vrei în apartamentul tău. De exemplu, românii care nu comunică modificarea suprafeței utile din locuință către Asociația de Proprietari și Administrația Fiscală primesc o amendă între 200 și 1000 de lei. În contextul în care mulți români au dărâmat un perete din apartament pentru a câștiga puțin spațiu, această sancțiune trebuie avută în vedere. Românii care nu permit accesul în apartament a președintelui asociației sau administratorului sau a unei persoane calificate pentru reparațiile ce trebuie făcute proprietății comune, primesc o amendă între 500 și 3000 de lei. Tot amenzi de până la 3000 de lei riscă și cei care pun în pericol integritatea structurii clădirilor sau a altor apartamente, ori buna funcționare a instalațiilor. Cele mai mari amenzi le riscă cei care stau în apartament și schimbă destinația acestuia fără autorizații și aprobări legale. Practic, dacă îți transformi locuința în cabinet, magazin sau orice alt tip de afacere, iar un vecin îți face plângere, amenzile sunt între 5.000 și 10.000 de lei. Unul dintre cele mai cochete târguri organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad va avea loc în perioada 10-12 februarie. Este vorba despre petreceri de vis, în cadrul căruia la Expo Arad vor fi prezentate cele mai noi trenduri în organizarea anunților. Industria aceasta a luat un avânt deosebit în ultimii ani, iar după pandemie s-a relansat. Aradul are săli de evenimente capabile să găzduiască nunți de 2000 de persoane, iar printre ele este și un pavilion al Expo Arad aflat în proprietatea Camerei de Comerț. Prin acest târg ne dorim să aducem sub același acoperiș furnizorii de servicii, retailerii de articole specifice de îmbrăcăminte, dar și trupe de muzică, bijuterii și, în general, tot ceea ce ține de organizarea unui eveniment reușit, a declarat Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad. În data de 12 februarie va avea loc și tragerea la sorți pentru atribuirea premiului de 1000 de lei unuia dintre vizitatorii norocoși ai târgului. Camera de Comerț vă invită așadar în perioada 10-12 februarie la Expo Arad la un târg spectaculos. După următorul program, vineri 10 februarie între orele 15-20, sâmbătă 11 februarie între orele 11-20, iar duminică 12 februarie între orele 11-18. Concert vocal simfonic joi de la ora 19 la Palatul Cultural. De această dată, Filarmonica vine cu un program pucinian, un concert al cărui titlu principal de repertoriu rămâne Mesa di Gloria. Cea care deschide programul serii va fi partitura Crisantemii, o muzică inspirată scrisă într-o singură noapte, unică printre lucrările semnate de compozitor în anii studenției, păstrată până astăzi în repertoriile ansamblurilor de coarde. În ce privește Mesa di Gloria, scrisă și prezentată de Puccini pentru examenul de diplomă la Institutul Muzical din Luca, aceasta demonstrează adevărata vocația compozitorului, lăsând să se întrevadă forța dramatică a lucrărilor de mai târziu, a celor 12 partituri de operă, cunoscute și admirate astăzi în teatrele lirice ale lumii. Sunteți invitați să audiați cele două partituri pe scena Filarmonicii, în interpretarea ansamblurilor de concert, orchestra simfonică și corul academic, a dirijorilor Cristian Neagu și Robert Daniel Rădoiaș, precum și artiștilor invitați, tenorul Ștefan von Kor și baritonul Mihai Damian. Filmul Mărită-te cu mine este propunerea Centrului Municipal de Cultură Arad pentru această săptămână la Cinematograful Arta. Arădenii sunt poftiți să sărbătorească în avans iubirea, vineri pe 10 februarie de la ora 19, iar filmul ales este o comedie romantică, avându-i ca protagoniști pe Jennifer Lopez, Maluma și Owen Wilson. Este un film cu multe momente muzicale interpretate de starurile Jennifer Lopez și Maluma. Este o poveste de dragoste puțin probabilă despre celebritate, căsătorie și rețelele sociale, ceea ce începe ca o reacție impulsivă, evoluează într-o dragoste neașteptată, dar pe măsură ce forțele conspiră pentru a-i separa, se pune întrebarea universală: pot doi oameni din lumi atât de diferite să unească prăpastia dintre ei și să construiască un loc numai al lor? Veți afla vineri la Arta. Accesul la filmul de la Cinematograful Arta este gratuit. Bye.
Brazilianul Roger Junior se antrenează de luni alături de UTA, însă pentru moment nu a fost legitimat de gruparea arădeană. Mijlocașul și-a denunțat unilateral contractul cu CFR Cluj, valabil până în mai 2025, după ce a fost exclus de pe lista pentru Superliga și a demarat o acțiune la FIFA. Teoretic, Roger ar trebui să primească un permis temporar de muncă, putând să semneze cu orice alt club în timp ce procesul se derulează. Așadar, ar putea să intre pe teren cât de curând în tricoul UTEI. La antrenamentele primei echipe a revenit și Filip Otele, exclus din lot la începutul acestui an. Nigerianul a semnat un contract cu campioana CFR, valabil din vară, însă are șanse minime să plece încă din această iarnă la Cluj, deoarece feroviarii au refuzat să plătească o sumă de bani UTEI. În acest context, fotbalistul va rămâne la Arad, iar Laszlo Balint s-ar putea baza din nou pe serviciile sale. Clubul sportiv școlar Gloria Arad și-a cinstit cei mai buni sportivi din 2022 în cadrul unei gale ce a avut loc la Sala Unirii. Anul trecut, CSS Gloria Arad a obținut 52 de medalii la nivel național, 11 de aur, 19 de argint și 22 de bronz. La nivel internațional, clubul arădean a strâns 5 medalii, 2 de aur, 2 de argint și 1 de bronz, iar 10 sportivi au fost selecționați la loturile naționale, din cadrul a 5 secții. Directorul clubului, Paul Barta, a vorbit despre evenimentul de marți seară. Ne aflăm la ediția anului 2022 a galei sportivilor CSS Gloria, o gală care vine să recompenseze oarecum munca sportivilor și rezultatele obținute de aceștia în anul ce a trecut. Câți sportivi vor fi premiați? Vor fi premiați 35 de sportivi ai clubului nostru care au obținut rezultate la nivel național, la nivel internațional sau care au fost selecționați la loturile naționale ale României. Comparativ cu anii trecuți, cum a fost? Comparativ, sigur, stă mai bine față de ultimii 2-3 ani pentru că a fost acea pandemie și în comparație cu ceilalți ani stăm destul de bine, avem rezultate foarte bune și ne și mândrim cu sportivii și cu rezultatele lor. La câte ediții este gala? Aceasta este o ediție mai nouă, să zicem așa. Știu că nu s-a mai întâmplat de mult o astfel de gală. Noapte cerul va fi senin. Minimele din termometre vor fi de -5-6 grade Celsius. Vântul va bate cu 7 km pe oră dinspre est, iar șansele de precipitații vor fi de 5%. De-a lungul zilei de mâine, cerul se anunță a fi însorit. Maximele din termometre vor fi de 3-4 grade Celsius. Vântul va bate cu 9 km pe oră dinspre est, iar șansele de precipitații vor fi de 0%. În perioada 8-12 februarie, prima ediție 2023 Expo Textil vă așteaptă la Sala Polivalentă din Arad. Luna februarie este luna dragostei, luna în care dăruim și ne place să primim. Dacă sunteți în pană de idei, să știți că Expo Textil vă așteaptă în această săptămână la Arad. De astăzi până duminică sunteți bineveniți și cu siguranță veți găsi cadoul potrivit. Expo Textil și-a deschis porțile astăzi pentru arădeni. Organizatorii și expozanții ne dau detalii. Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Textil revine la Arad. Am venit la acest început de an cu oferte pentru sezonul rece, cu oferte de prețuri, atât la încălțăminte cât și la îmbrăcăminte, la marochinărie. Avem produse și pentru domn, și pentru doamne, și pentru tineret, la prețuri promoționale. Am reușit și de această dată să strângem un număr important de firme, atât producători cât și comercianți din toată țara, așa că invităm toți arădenii să ne viziteze de miercuri până duminică, în interval oral 10-20, iar duminică, ca de obicei, avem program scurt până la ora 16. Am revenit la expoziția din februarie la Expo Textil Arad, cu o colecție nouă, după cum am obișnuit arădencele,
și clientele mele din Arad, am venit cu gama noastră de la Iași de unicate, produse lucrate, câte un produs per model. De exemplu, am făcut, designerul nostru a făcut ceva bluze pentru perioada asta de primăvară, pe piele ecologică, pe un roz aprins. Suntem de la Făgăraș și am venit la dumneavoastră cu gânduri bune și sperăm ca lumea din Arad să vină la noi la târg. De data asta, la târgul din februarie, am venit cu prețuri foarte bune. Sunt reduceri foarte mari pentru pijamalele de iarnă. E ultimul târg din iarnă. Vă așteptăm, avem și în același timp și pentru doamne capote de casă foarte bune. Mi-ați tot cerut ajutorul în ceea ce privește căciulile de Astrahan. Iată, le-am găsit la Expo Textil pentru dumneavoastră. De unde veniți? Și oferte avem bune pentru arădeni. Avem ceva oferte, da. Prețurile de producător și ofertele unice le găsiți de miercuri până sâmbătă între orele 10-20, iar duminică între orele 10-16.